Noi în județul Argeș și nu am avut decât un transportator, un intermediar care aducea cereale, despre cereale vorbim în special. Cereale plecau din Ucraina și prin intermediul acestui transportator ajungeau în diverse localități din țară. În Argeș nu au fost aduse produse din Ucraina, dar vedeți, a zis foarte bine regulamentul în care s-a interzis. Inițial a fost, ca să fac așa un pic istoric, să înțeleagă ascultătorii și telespectatorii noștri, inițial s-a dat o mână mare de ajutor Ucrainei, pentru că s-au considerat că s-au blocat cereale, nu se pot, fie în port au fost probleme, fie livrarea lor. Și atunci statul român a ajutat foarte mult poporul ucrainian, dar până când a ajuns cu importul de produse cerealiere în special, să afecteze producătorii noștri locali, dat fiind faptul că prețul lor era mult mai mic. Da? Și atunci a fost nevoie de acest regulament, a fost nevoie și de legislație adaptată în România și a pus la punct în mare măsură acest aspect. Sigur că, ca întotdeauna, mai există niște breșe de scăpare, și anume cei care erau deja contractuali, care deja aduceau cereale, au mai avut o perioadă în care au putut face acest lucru. Deci în județul Argeș, la momentul acesta, nu vin cereale din Ucraina. Acum, dacă vin doar prin alți intermediari, dar nu din județul Argeș, noi verificăm și depozitele de cereale. Deci avem un departament de non-animal, așa se numește, unde care verificăm legume, fructe, dar și cereale, și nu am depistat nereguli în acest aspect.